Doi frați gemeni din Odaia Manolache au fost accidentați de un microbuz care efectua curse regulate de călători. Agățați de microbuz în timp ce vehiculul făcea manevre de întoarcere, copiii au căzut sub roți. Unul dintre copii a murit la scurt timp la locul accidentului, deși echipajul de medici a făcut procedurile de resuscitare timp de 50 de minute. Copilul nu a răspuns la resuscitare, trauma severă de la nivelul capului fiindu-i fatală. Erau copii cu probleme? Da. Adică ce aveau? Nu, de când te-am înțeles ceva cu capul, nu știu. Dădeau o mașină. Aha. Era foarte rău. Răi, rău? Spate. Așa. Și când a dat cu spatele sau a căzut și a dat cu mașina. Copiii accidentați erau monitorizați de asistentul social din Comuna Vânători, iar integrarea lor în familie extinsă va fi în continuare în atenția conducerii Direcției de Protecție a Copilului Galați. Pentru cel de-al doilea frate s-a reușit resuscitarea, iar copilul este acum în stare foarte gravă, dar stabilă, la Spitalul de Copii Galați. Polițiștii de la serviciu rutier au început ancheta la locul tragediei. Din primele date a reieșit că șoferul microbuzului, în vârstă de 34 de ani, a acroșat copiii care erau în spatele microbuzului. Aurel Țocu, șoferul microbuzului, spune că pur și simplu nu a putut evita accidentul, deoarece nu a văzut copiii care erau în spate agățați de bară.